Puține lume știe, pentru că suntem în Seara Rock, puține lume știe că dumneavoastră, în tinerețe, ați cântat muzică, ați fost baterist și chitarist. Așa că în seara asta trebuie să vă simțiți în apele dumneavoastră, ca să zic așa. Păi să știți că mă simt de fiecare dată atunci când este o atmosferă de sărbătoare, mă simt extraordinar, pentru că am avut o profesie, să spun în acest sens, am profesat o perioadă de 11 ani, am cântat într-o formație în tinerețe, nu neapărat numai rock, dar și rock, toate genurile de muzică ușoară și, într-adevăr, trăiesc momentele astea, empatizez foarte mult cu muzica și cu dansul, de ce nu? Deja este a doua seară la festivalul de Apex Megidia, cum îl vedeți până acum și ce așteptați să întâmple în zilele următoare? Păi, sincer, este peste așteptările mele. Megidia a fost un oraș închistat din punctul de vedere al activităților culturale de amploare, numai că reacția oamenilor este peste așteptările mele. Oamenii și-au dorit și își doresc, după cum vedeți și dumneavoastră, aceste câteva zile de bucurie într-un an de zile, oricât ar fi viața de grea, un pic de bucurie în suflet, cred că face bine tuturor. Și după cum ați văzut și dumneavoastră și după cum știți că informația asta a făcut așa în conjurul întregii țări, nu numai a județului Constanța, oamenii au apreciat și chiar la un mod neașteptat de mine, într-un mod pozitiv. Am înțeles. Aș vrea să vă întreb la final, cel puțin din punctul meu de vedere, mai sunt două zile, aș vrea să vă rog mai degrabă să le transmiteți un mesaj celor care n-au ajuns încă aici și care se mai gândesc să vină la acest festival sau stau pe gânduri și sunt undeva pe litoral și ar trebui să vină la Megidia. Știți cum e, dacă prima seară a fost seară folk, e o nișă specială de folk. A doua seară e de rock, e o nișă specială de rock. Dar de mâine, de duminică, este muzică populară, muzică pe care o prețuiește și apreciază toată lumea, iar luni seara este o seară specială, este seara, să spun, tineretului, dar în fiecare din noi există sufletul tânăr permanent. Plus că sunt artiști de top și cu siguranță lucrurile merg și au fost gândite într-o intensitate. În a patra zi să fie punctul culminant și cu siguranță luni, pe 1 mai, evenimentul cel mai important, cu cel mai mare număr de participanți, va fi stadionul Iftimie Elisei din Megidia. Iar pentru asta să știți că megidienii o să fie foarte mândri, în ciuda câtorva orgolii pe care trebuie să le lăsăm deoparte și să apreciem într-adevăr lucrurile bune și să le comparăm cu lucrurile sau cu luând în calcul că unii nu-și doresc ca Megidia să aibă parte de astfel de evenimente. Eu mă încăpățânesc și o să le continui și anul viitor și anul viitor și cât va fi nevoie. Cât voi fi primarul municipiului Megidia? Ce aș putea eu să simt când lumea cântă în felul în care cântă și se distrează în felul în care se distrează? Bineînțeles că ne simțim super bine. Chiar am spus, merită fiecare metru pe care l-am făcut de la Timișoara până aici. Până aici, la Megidia, da. Merită fiecare metru, pentru că a fost foarte, foarte, foarte frumos și intens. Superb. Și anul viitor să ne chemați din nou, că venim. În trei cuvinte, cum ați caracterizat festivalul? Foarte bine făcut. Nu? Corect. Chiar a fost bine făcut și bine organizat și de la sculele și de la scena care a fost foarte profi până la ultimul detaliu de organizare pe care l-am văzut astăzi, a fost foarte bine organizat, foarte bine. Felicitări. N-am nimic de comentat.